Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, suntem în duminica aceasta numită Cananeiencii. Vedeți, Sfânta Biserică a rânduit o duminică care se-i poartă numele unei femei de alt neam. Tocmai pentru că această femeie a ajuns să rămână și să se păstreze în conștiința Bisericii prin atitudinea pe care o a avut-o ea în fața lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem măsura acestei femei, încerc în câteva cuvinte să vă explic așa într-un mod, ca într-o pildă, să pricepeți valoarea interioară a acestei femei. Închipuiți-vă un palat împărătesc, în care împăratul are zeci și zeci de camere, fiecare cameră este curată, este organizată, este luminată, totul este perfect, desăvârșit și în fiecare cameră este câte cineva care petrece în tihnă și bucurie. Dar undeva la capătul palatului este acolo o cameră în care s-au adunat foarte multe lucruri de valoare. Fiecare lucru este un unicat în felul lui, dar s-a întâmplat un singur lucru. S-a pierdut între timp legătura dintre palat și acea cameră și nu s-a mai aprins becul în acea cameră de zeci și zeci și zeci de ani. Totul a început să fie cuprins de întuneric, s-a așezat praful, au început să vină gângăniile, au apărut șobolanii, a mai apărut câte un liliac, a mai apărut câte ceva. Obiectele acelea de valoare au început să fie cuprinse de mucegai și aproape că nu prea mai aveai ce să faci din acea încăpere. Trebuia restaurat totul. Împăratul îi spune celui de specialitate, să zic așa, electricianului, du-te și rezolvă problema, aprinde lumina, vedem ce este acolo, vedem ce este bun, ce este rău, ce a mai rămas, refacem totul și reașezăm camera aceea să fie în ton cu întregul palat. Se duce un electrician, se duce al doilea, se duce al treilea, fiecare încearcă să refacă legătura cu sistemul, cu palatul și nu reușește nici unul. La un moment dat, să știți, frățile voastre, că însuși împăratul trimite pe cel din neamul său, trimite poate pe cel care îl durea inima de lucrurile care erau acolo în acea cameră. Poate chiar, dacă ne uităm la realitate, la Sfânta Evanghelie, la Sfânta Scriptură și la istoria mântuirii neamului omenesc, trimite pe Fiul Său să refacă legătura de lumină și de energie cu acea cameră, care chiar dacă era ultima, era părăsită, era undeva mai la distanță, nu era neînsemnat. Și ce se întâmplă, iubiți credincioși? Cum în fiecare cameră un om gospodar lasă acolo câte o lampă, o lampă care să fie așezată și să aibă stasul ei, să aibă cablul ei, să aibă tot ce trebuie, pentru că în clipa în care a apăsat pe întrerupător să se aprindă lumina, iată că tocmai acea lampă la care trebuia să apeleze cel care a întins un fir cât se poate de lung până în clipa aceea, să conecteze sursa din camera aceea până la camera împăratului, acel prelungitor perfect a ajuns până acea cameră, dar iată că sursa de acolo, acea lampă, n-a putut să facă legătura. N-a putut să facă legătura pentru că era totul perfect la exterior. Era cablul perfect și ajungea până la prelungitor. Dar pe interior era o șubrezenie, iubiți credincioși, cablul era întrerupt. Vă spun lucrurile acestea așa cum mi-au venit în cap în clipa aceasta, din clipa în care am început să fac otpustul și până când m-am întors către frățiile voastre ca să înțelegem următorul lucru. Omul a fost acea oaie rătăcită, a fost acea drahmă cea pierdută, a fost cel care a căzut din comuniunea cu Dumnezeu și a lăsat Dumnezeu cele 99 de camere și s-a dus după camera aceasta care era întunecoasă. A lăsat 99 de oi, s-a dus după aia cea rătăcită. A lăsat toată acea slavă și iată că nimeni, nici prorocii, nici drepții n-au putut să refacă nimic și s-a dus iarăși Fiul Său să refacă conexiunea. Poate că această pildă ar fi trebuit să se potrivească cu Evanghelia Fiului Risipitor. Dar vreau să ajung în alt punct, iubiți credincioși.
În clipa în care poporul Israel, care era acea lampă pregătită să lumineze, de zeci și zeci și sute de ani, care avea legea Vechiului Testament, care știa toată rânduiala, când trebuia să facă conexiunea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să se aprindă lumina și prin ei să se ducă lumina la toate neamurile, iată că era în poporul Israel o șubrezenie care s-a dus chiar până la nivelul apostolilor. O șubrezenie care ați văzut-o în clipa în care apostolii au spus: Doamne, las-o, slobozește-o, că strigă în urma noastră. Și Mântuitorul nu s-a luat după ierarhia lui. Mântuitorul nu s-a luat după clericii lui. Mântuitorul nu s-a luat după apostolii lui care nu mai aveau răbdare, care nu mai cunoșteau și nu mai înțelegeau esența problemei. Ei credeau că dacă se vindecă femeia aceea, fiica femeia aceea, gata, s-a rezolvat problema. Nu asta vroia Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul nu făcea minuni de dragul de a face minuni. Mântuitorul nu vindeca de dragul de a vindeca și a demonstra unora și altora cât este El de puternic, că poate să tămăduiască orbul, șchiopii, ologii și să scoată demonii. Nu acesta era scopul Mântuitorului, ci să scoată din ei credința și nu orice fel de credință, ci o credință smerită prin care să se refacă conexiunea cu cine, mi-s credincioși, cu sursa, adică cu Sfânta Trăime. Dacă se rezolva tot o problemă exterioară, se vindecau cum s-au vindecat cei 9 leproși și nu se refăcea legătura cu Dumnezeu. De aceea îl vedeți pe Mântuitorul cum joacă, să zic așa, într-un mod pedagogic. Ea striga: Iisuse, fiule al lui David, miluiește-mă! Fiica mea este rău chinuită de un demon. Și Mântuitorul se făcea că nu aude. Și ea iarăși striga și ziceau apostolii: slobozește-o că striga în urma noastră. Nu sunt trimis decât pentru oile casei lui Israel. Și iarăși striga și aceasta s-a smerit și a spus, a făcut-o câine, iubiți credincioși. Vă dați seama ce jignire ar putea să fie din partea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care era un delicat, pentru că El a spus așa: nu este îngăduit să se mănânce de la masa lui Israel decât Israel. Dar El a spus așa: și câinii mănâncă din firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Ea s-a așezat în poziția de câine care stă sub masă, care nu stă la masă cu ceilalți în comuniune, care nu are puterea să-i privească în ochi pe cei care sunt fii și care stau pe dedesubt și se hrănesc cu firmiturile și nu cu mâncarea cea adevărată. Și Mântuitorul a întins coarda, iubiți credincioși, nu să o umilească, ci ca să o ridice mai presus decât toți care erau de față cu El. Pentru că aceștia vedeau doar o vindecare exterioară, iar Mântuitorul a țâșnit și a scos din ea o credință cum nu aveau cei de lângă ea. Și într-un final, Mântuitorul, când a văzut stăruința ei, perseverența ei, rugăciunea ei continuă, umilința și smerenia ei, pentru că s-a așezat în poziția de câine care mănâncă de la masa stăpânului, iată că această femeie, iubiți credincioși, a primit puterea, binecuvântarea, harul de la Mântuitorul Iisus Hristos și s-a transformat în ce? S-a transformat în lumină. Pentru că v-am spus pilda aceasta de la început cu acea cameră întunecoasă. Și când nu s-a putut face conexiunea cu lampa care era așezată în cameră, ce face stăpânul? A găsit în camera aceea, a găsit două fire prăfuite, murdare, înnodate. Cum le-a fi găsit el acolo? Le-a luat, le-a desfăcut un piculeț, a făcut conexiunea cu întrerupătorul și s-a aprins becul. Adică, acest fir prăfuit, înnodat, era femeia cananeancă, care nu avea nicio calitate de fiica lui Israel. Adică nu scria pe ea că ea este, de fapt, un alt prelungitor. Dar prin smerenia ei, iată că i-a păstrat ceva pe interior ce nu avea, de fapt, poporul Israel. A păstrat atitudinea interioară, acel fir neîntrerupt. Și acea atitudine interioară o căuta Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci punem întrebarea: dacă poporul Israel, la exterior, le avea pe toate și totuși firul din interior era întrerupt și n-a putut să se aprindă în el lumina, n-a folosit la nimic. Dacă această fiică, că a numit-o fiică la un moment dat, a lui Avram, a numit-o fiică a credinței în Dumnezeu, dacă această femeie cananeancă a păstrat atitudinea pe care o avea Mântuitorul Iisus Hristos nevoie ca să se facă conexiunea prin credință cu Dumnezeu, iată că ea a devenit instrumentul Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat, iubiți credincioși? Nu a mai trebuit să se ducă nicio luptă cu răul, pentru că răul pleacă de la sine când apare binele.
Întunericul pleacă de la sine când apare lumina. Și când ea a crezut și când ea a devenit lumină, fiica ei s-a tămăduit în ceasul acela, adică au plecat demonii de la ea. Ați văzut cum a lucrat Mântuitorul Iisus Hristos pe afirmarea în har, în lumină, acelui suflet plin de stăruință și de credință. Iar cei de lângă el n-au făcut altceva decât să blocheze conexiunea prin neștiința lor între un suflet curat și nevinovat și însuși bunul Dumnezeu. Dar haideți să revenim un piculeț într-un mod mai concret și să aducem în actualitate această sfântă Evanghelie, această pericopă Evanghelie. Oare nu strigă poporul din ziua de astăzi, Doamne ajută, Doamne miluiește, Doamne ajută, Doamne miluiește? Oare nu este poporul din ziua de astăzi ca această femeie cananiancă care avea o suferință atât de adâncă în inima ei? Pentru că una este să suferi pentru tine și alta este să suferi pentru un copil care este chinuit de un demon. Vă dați seama că inima ei era sfâșiată, sfâșiată. Pentru tine, de multe ori îți duci crucea și rabzi. Dar când vezi că cineva suferă și tu nu poți să faci nimic, parcă se amplifică suferința aceasta. Oare nu vedem noi în ziua de astăzi mii și mii de părinți care își văd copiii bolnavi în spitale și parcă nu mai au ce să mai facă de atâtea boli câte sunt în lumea aceasta? Nu vedem noi în ziua de astăzi atâtea suferințe și atâtea cazuri în care oamenii ajung la disperare și strigă doar cu o stăruință din adâncul inimilor, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește? Cei care ar trebui să refacă conexiunea între nevoia sufletească a acestui popor chinuit de suferințe și de necazuri și de frământări și de neputințe, ar trebui să fie tocmai apostolii. Cum au fost apostolii care ar trebui să zică Mântuitorului, Doamne, nu slobozește-o cu striga noastră, în urma noastră. Doamne, hai să facem ceva pentru această femeie. Că uite ce credință are ea, cum poate nici noi nu avem. Și uite ce stăruință are ea, cum n-am văzut în Israel. Și uite cât de mult strigă în urma ta, cum n-am mai auzit pe nimeni strigând. Ei ar fi trebuit să ia și să o proiecteze în relația cu Dumnezeu. Aceștia spuneau, pleacă, slobozește-o că strigă în urma noastră. La fel cum au făcut apostolii atunci când erau în pustie, când i-au văzut după atâtea zile că s-a adunat poporul și ascultau cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la un moment dat când au ajuns ei la înghesuială și a trebuit să dea ei de mâncare poporului, au spus, Doamne, să-i trimitem prin sate și prin orașe să se descurce de acum. Adică în loc să-și facă clerul datoria să unească poporul cu Hristos, iată că ei au de prima etapă, dar când au ajuns la responsabilitatea de a ține poporul, au vrut să se lepede. Așa s-a întâmplat și în clipa aceasta, iubiți credincioși, cu apostolii. Noi trebuie să vedem dincolo de cuvintele Evangheliei. Și în ziua de astăzi se întâmplă la fel, pentru că poporul care vine la biserică și strigă fiecare în inima lui cum poate, el trebuie să fie proiectat așa cum trebuie în relația cu Dumnezeu. Adică, necazurile care au venit pe capul poporului au venit din cauza lipsei de credință cu Dumnezeu, în Dumnezeu. Lipsa de credință și de manifestare autentică în Sfânta Biserică a atras după sine păcatul și boala și neputința și demonii și duhurile necurate care vin în viața fiecăruia dintre noi. Această femeie a refăcut credința, a refăcut pocăința, credința și pocăința erau însoțite de smerita cugetare pentru că avea o credință smerită din faptul și care se revelează din faptul că ea s-a așezat în poziția de câine care mănâncă de la masa stăpânilor și stăruința ei a fost cea care a ajuns până la inima lui Dumnezeu. Dar mai este o problemă, iubiți credincioși, dacă privim din perspectiva liturghiei, pâinea cea vie care s-a pogorât din cer este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pâinea aceasta de la masa stăpânilor este Euharistia. Firimiturile care cad de la masa stăpânilor sunt acele picături, iubiți credincioși, acele firmituri pe care frățiile voastre le luați în momentul în care vă împărtășiți. Preoții sunt cei care consumă un potir, adică mănâncă din abundență de la masa împăratului, de la masa stăpânului. Și când vezi că scoate din lingurița aceea câte o firicel, ca nu cumva să-i dea mai mult creștinului ca acesta, ca nu cumva să primească el mai mult din Sfânta Împărtășanie, au fost mulți dintre creștini care au spus, Părinte, parcă nici n-am simțit când m-am dus și m-am împărtășit în altă biserică, dacă mi-au dat sau nu mi-a dat Sfânta Împărtășanie, că atât de mică era firimitura din lingurința aceea.
De aceea, iubiți credincioși, noi clerici în ziua de astăzi avem următoarea misiune. Să stoarcem din popor credința și înțelegerea către Dumnezeu. Să nu ne proiectăm în a rezolva problemele lumești și sociale ale poporului care au căzut pe capul lor datorită lipsei de legătură cu Dumnezeu, ci să ne folosim de toate aceste necazuri care le are poporul, să-l întoarcem pe popor cu fața lui Dumnezeu, să întărim credința, pocăința, spovedania, canonul în fața lui Dumnezeu și să aducem poporul la unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, într-un mod continuu, adică în fiecare Sfântă Duminică, într-un mod statornic și într-o stăruință, așa cum a fost femeia aceasta din Evanghelia de astăzi. Deci ca să scurtăm cuvântul, iubiți credincioși, poporul din ziua de astăzi este întuneric precum erau păgânii din vremurile acelea. Poporul din ziua de astăzi este sub lupta patimilor și a demonilor, la fel cum era fica femeii cananeene. Poporul din ziua de astăzi strigă în fața lui Dumnezeu datorită suferinței, pentru că uitați-vă ce este pe fața pământului, dar poporul este dezorientat, el nu știe nici măcar ce are nevoie. Clerul, noi clericii, noi popor, noi preoți avem următoarea misiune, să-i întoarcem cu fața către Dumnezeu, să-i conștientizăm la o pocăință continuă și nu numai în cele patru posturi, să se spovedească constant și să strige prin rugăciunea neîncetată: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și mai mult decât atât, ca să se poată aprinde această lumină, ca să se poată să refacă această conexiune, să nu există Sfântă Liturghie în care poporul să se împărtășească cu Sfintele Taine. Și ca să facem legătura dintre Sfânta Evanghelie și Apostolul care a fost astăzi, în care s-a spus că noi suntem temple ale Dumnezeului Celui Viu, iată că în momentul în care te-ai împărtășit, ai devenit un templu, ai devenit o lumină, ai devenit un sfeșnic, te-ai dus în lume, în popor, în lumea în care tu te afli și fiecare dintre frățiile voastre este ca această femeie cananeană care se duce în lumea lui și acolo cu lumina care este în el, adică cu Euharistia, cu Sfânta Împărtășanie, nu face altceva, iubiți credincioși, decât să alunge duhurile. Când unul din familie se împărtășește cu Sfintele Taine și s-a smerit în fața lui Dumnezeu și are o credință smerită, se duce în familia lui și duhurile din casa lui, din neamul lui, încep să se cutremure, pentru că iată că unul a prins becul în neamul acela. Și dacă a prins becul, uitați-vă cum spun învățăturile părinților, că cineva care se mântuiește și câștigă har în fața lui Dumnezeu, s-ar putea prin rugăciunile lui să mântuiască din cei din neamul lui din trecut, dacă are o pocăință adevărată. Dar unul care se așează, iubiți credincioși, în fața lui Dumnezeu așa cum se cuvine, el nu numai că ridică din trecut pe cei care poate nu s-au mântuit, ci pregătește terenul și pentru copiii, nepoții, strănepoții lui, ca aceștia să primească har și binecuvântare din relația pe care o are cu Dumnezeu. Despre aceste atitudini care le găsim noi în Sfânta Scriptură, în Sfânta Evanghelică, în Sfânta Evanghelie, noi am putea să vorbim foarte mult, iubiți credincioși. Dar trebuie să înțelegem, să rămânem cu un singur lucru. Toți suntem păcătoși, toți ne-am abătut, toți ne trebuie, nici ne-am făcut, dar strigarea aceasta cu stăruință în fața lui Dumnezeu este cea care atrage harul și binecuvântarea și mila asupra noastră. Amin.